Am vorbit în prima parte a predicii despre importanța educației. Am spus că primul mesaj al lui Allah subhanahu wa ta'ala către omenire a fost citește. Acest lucru nu trebuie să-l uităm niciodată. Acest lucru nu trebuie să-l uităm niciodată, dimpotrivă, trebuie să-l păstrăm precum un standard. Știința, educația, comportamentul, toate se leagă de acest verset din Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, știind acest lucru, ne-a transmis acest mesaj. Este de ajuns oare doar să citim? Nu este suficient, bineînțeles. De aceea, întotdeauna când ne rugăm, Profetul sallallahu alaihi wasallam când se ruga, cerea știința folositoare, adică o știință care să dea roade. Că dacă doar știu și nu folosește cu nimic, n-am rezolvat nimic. Tot ceea ce știu trebuie să pun în practică. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei care dobândim știința și punem în practică acest lucru. Așa cum vom da socoteală la Allah subhanahu wa ta'ala pentru neglijența noastră în privința educației religioase a copiilor, lucru pentru care vom da socoteală cu toții, fără doar și poate, vom da socoteală la Allah subhanahu wa ta'ala, sau cel puțin vom fi și responsabili de educația pe care trebuia să o primească copiii noștri, educația lumească în această lume. Pentru că sunt multe chestiuni care se leagă între ele. Allah subhanahu wa ta'ala, când a vorbit în versetele din Coran, nu a vorbit numai despre partea de religie. Pentru că comportamentul este mai important decât toate. Comportamentul este mai important decât toate. Și acesta îl învățăm în moschee, îl învățăm în rândurile moscheii, învățăm în Coran, învățăm și la școală. Să nu uităm și acest rol important al învățământului, al școlilor și să susținem acest lucru. Pentru că învățământul este un lucru foarte important. Educația copiilor noștri este foarte importantă, de aceea vedem de-a lungul istoriei islamului. Au fost sunt într-adevăr niște domenii în care musulmanii întotdeauna au înaintat acte de caritate. S-au avântat. Care este unul dintre aceste domenii cel mai important? Bursele pentru studenți. Îngrijirea orfanilor. Pornind de la hadisul profetului sallallahu alaihi wasallam. Eu și cel care are grijă de un orfan vom fi în rai, uite așa. Adică vecini, unul lângă altul. În același timp, bursele oferite studenților, copiilor, celor care nu au posibilitate să studieze, celor care nu au posibilitate să meargă la școală. Trebuie să încurajăm acest lucru pentru că sunt foarte multe relatări ale profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam în această privință. Când vorbește de căutarea științei, este obligatorie pentru fiecare musulman și musulmană. Când a spus musulman, se încadrează și femeile. Dar ca nu cumva să iasă cineva să spună, lasă fetele să stea acasă la ceaun și oală în bucătărie, Profetul sallallahu alaihi wasallam și-a spus și musulmană. Căutarea științei este o obligație a fiecărui musulman și musulmană. Și într-o altă datare a spus, din leagăn, nel-lahdi ilal-mahd, din leagăn până mormânt. Adică până ce părăsește această lume, un musulman are datoria să învețe, să citească, să pună în practică ceea ce a învățat. Nu numai merg la școală, e de ajuns, învață la școală și este de ajuns. Termină liceul, este de ajuns. Facultatea este de ajuns. Nu există. Toată viața noastră avem ceva de învățat. În toată viața noastră avem ceva de... Putem să învățăm ceva nou, putem să practicăm ceea ce am învățat și ceea ce am dobândit. Cum am spus, nu uitați că un alt lucru important legat de învățământ este și pomana dăinuitoare. Da? Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, știți foarte bine că spune sunt trei lucruri care datorită lor cartea de fapte a omului, a credinciosului nu se închide. Și una dintre ele este ilmun yuntafa'u bih. Știința folositoare. Adică dacă cineva a lăsat în urmă știință, indiferent că e scrisă de el, este savant, a scris cărți, a tradus cărți, indiferent a făcut emisiuni, clipuri, video și așa mai departe, sau poate să fie un om care nu are multă știință, dar la rândul lui a oferit burse tinerilor. I-a văzut pe tineri capabili, care vor să învețe, care pot învăța, dar nu-și permit și i-a susținut.
Atât timp cât acest tânăr a învățat și a învățat și pe alții, a practicat ceea ce a învățat, se scrie răsplată și celui care a fost motiv pentru educația lui. De aceea, din punct de vedere islamic, nu putem avea scuze. Nu poți să spui, Allah, eu sunt ignorant, eu nu știu și așadar poarta asta pentru mine este închisă. Allah subhanahu wa ta'ala ne dă ocazii diferite. Nu este privilegiat nimeni în fața lui Allah față de celălalt atât timp cât tu vrei să faci un lucru bun. Dacă nu poți să faci tu în ține, poți să o faci prin altcineva. Și se poate ca la rândul tău să câștigi mai multă răsplată decât cel care o face acest lucru în sine. Și Allah știe mai bine. Dar vedem că acest domeniu al științei a fost un domeniu de care s-au preocupat musulmanii din timpul profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam până în ziua de astăzi. Au oferit o importanță deosebită, de aceea vedem cum a spus în toate lăcașurile de cult, lângă aceste lăcașuri de cult, întotdeauna s-a pus la, s-a dat acces deschis tuturor care vor să studieze, chiar și celor care își permit sau nu își permit. De aceea aceste medreseuri care erau renumite școli în jurul moscheilor, erau locuri în care erau hrăniți, erau îngrijiți cei care studiau, viitorii savanți. Savanții de mâine au crescut în sânul moscheilor. Au primit educația aceasta, s-au școlarizat în sânul moscheilor. Și au îmbinat această responsabilitate religioasă, a fost cea care le-a dat un avânt și ea, și mai puternic și a susținut în ceea ce privește dobândirea științei, indiferent că vorbim de chiar și de știința lumească. De aceea, nu uităm acest lucru, să nu neglijăm acest lucru. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă între cei care citesc, învață, studiază și pun în practică ceea ce au învățat. Allah subhanahu wa ta'ala să nu ne facă între cei care ne păcălim. Să nu avem două zile egale, identice. Inshallah, zilnic, pe zi ce trece, să învățăm și mai mult, să dobândim și mai multă informație ca să reușim la rândul nostru să ne ajutăm și să-i ajutăm și pe cei din jurul nostru. Inshallah. Allahumma inni